Martie poate fi numită și luna comediei la Teatrul de Artă din Deva. Reprezentațiile vor începe în data de 4 martie de la ora 19 cu o comedie de succes la care doamnele și domnișoarele au acces gratuit. Tot în această lună martie, actorii și regizorii de la Teatrul de Artă din Deva mai propun două comedii spumoase, precum și o premieră, a doua din acest an, care are o nuanță de inedit. Programul Teatrului de Artă Deva în luna martie este următorul. 4 martie, ora 19, sărbătorim Femeia la Teatru cu producția Nu-i ușor să fii bărbat, în regia lui Mihai Panaitescu. În data de 11 martie, de la ora 19, vă invităm la O noapte furtunoasă de Ile Caragiale, în regia lui Mihai Panaitescu. În data de 13 martie, de la ora 11, vă așteptăm la cea de-a doua premieră din acest an a Teatrului de Artă din Deva, spectacolul pentru copii Scufița Roșie, în regia lui Eugen Pădureanu. În data de 18, la o nouă comedie, de la ora 19, O afacere de familie, în regia lui Eugen Pădureanu. Vă așteptăm la teatru! Deveni, dar nu numai, îi vor putea vedea pe scenă în această lună pe Ioana Cojocărescu, Cristina Lazăr, Roxana Olșanski, Andreea Pascu, Diana Rotaru, Silviu Dobre, Mihai Feier, Aurelian Gheorghe, Mihai Panaitescu, Eugen Pădureanu și Marian Stan în scenografiile semnate de Dorotea Iordănescu, Nicoleta Onofrei și Andreea Oprean. Mai multe detalii despre aceste spectacole, inclusiv cele legate de rezervări, prețul biletelor și condițiile de acces în sală, se pot afla de pe pagina de Facebook a Teatrului de Artă din Deva, dar și de pe site-ul instituției.